Planul de învățământ capătă contur. Zilele acestea, Inspectoratul Școlar Județean a definitivat planul de școlarizare pentru anul 2010-2011, plan care ține cont de ultimele decizii ministeriale de reducere a unui număr de 324 de posturi în sistemul de învățământ buzoian. Clase comasate și mai puține la seral și an de completare, școli desființate sau care își pierd personalitatea juridică, restrângeri de activitate, oameni care sunt forțați să iasă din sistem, toate pentru a se pune în aplicare ordonanța de urgență 144/2009. În ceea ce privește planul de școlarizare pe anul școlar 2010-2011, noi în mare ne-am făcut temele. Sunt mulțumită că toate aceste reașezări ale școlilor, ale rețelelor școlare la nivel de comună au fost stabilite. Și mai mult decât atât, acestea au fost stabilite de comun acord cu directorii și cu comunitățile locale. Planul de școlarizare întocmit la Buzău urmează să ajungă spre aprobare la Ministerul Educației vineri 5 februarie.